Multe evenimente ne trimit cu gândul la America și totuși nu la fel de vehiculat este evenimentul care a transformat radical California și anume goana după aur. Nu mai are rost să analizăm de ce la prima descoperire a unei bucățele de aur lumea a intrat în delir. Încă din antichitate, aurul a fost considerat unul dintre cele mai prețioase metale datorită proprietăților sale și a aspectului. Totuși este fascinant cum într-un timp atât de scurt, 300.000 de oameni aveau un țel comun să se îmbogățească de pe urma aurului. Diferența dintre California din 1848 și California de astăzi. Drept urmare a războiului mexican-american petrecut între 1846 și 1848, California a revenit Statelor Unite ale Americii. În 1848, aproape întreaga populație a Americii de 20 de milioane de locuitori locuia în coasta estică, în timp ce în California doar 1800 de americani se aventuraseră să îmblânzească sălbăticia. Însă zvonul din 1848, cum că aurul din abundență te poate îmbogăți, a adus de la sine oameni de pe toate continentele în California, populând astfel coasta vestică a Statelor Unite. Imigranții reprezintă pilonul care a contribuit la dezvoltarea economică a acestui stat, California reușind astfel în 1850 să devină al 31-lea stat al Statelor Unite ale Americii. De ce tocmai California? Abundența aurului din Sierra Nevada este procesul a 400 de milioane de ani de procese geologice. La început, California era situată pe fundul mării, unde vulcanii subacvatici au depus lavă și alte minerale, dintre care metale prețioase. După 200 de milioane de ani, fundul mării a fost împins de presiunea tectonică sub masa continentală americană. Subducția a făcut ca fundul mării să se scufunde sub teritoriul Californiei de astăzi, acesta topindu-se în magmă, magmă care a ajuns sub California. Eroziunea a jucat un proces important în descoperirea aurului, astfel încât aurul aflat în blocurile de cuarț a fost transportat pe râuri și pâraie. Vă imaginați probabil cantități mari de aur descoperite dintr-o dată care să atragă curioșii? Ei bine, nu a fost chiar așa. Inițial, James W. Marshall lucra pentru John Sutter. James a găsit niște bucăți de metal interesant în moara de apă a unei mașini de tăiat lemne pe care o construia pentru Sutter. După confirmarea faptului că metalul găsit a fost aur, Sutter a fost pus într-o situație dificilă. Acesta a încercat să țină secret faptul că pe acel teritoriu s-a găsit aur din cauza că în acea perioadă era implicat în agricultură și dorea să înființeze ceva foarte mare. Din păcate pentru acesta, îndoielile i s-au adeverit, iar angajații săi s-au aventurat în căutarea aurului în timp ce căutătorii deja prezenți în zonă i-au furat animalele și recoltele. Samuel Brennan, un ziarist din San Francisco, a fost cel care a răspândit vestea. Acesta și-a deschis un magazin de echipamente de specialitate pentru extracția aurului și astfel s-a îmbogățit fără a fi nevoie să se expună muncii propriu-zise. Oamenii au aflat despre comoara din California și nu au stat pe gânduri. Până la sfârșitul anului 1848, aproximativ 6.000 de persoane au ajuns în California cu scopul de a extrage aur. Trăinii care doreau să se aventureze aveau de parcurs un drum lung și periculos. Pe lângă calea navală exista și o rută alternativă și mai rapidă. Ambele deplasări impuneau riscuri fatale, precum holera și febra tifoidă. Ambele drumuri se încheiau în portul San Francisco, port care era în continuu aprovizionat cu produse de pe întregul glob. Primii căutători de aur au fost intitulați 48ers datorită anului în care au început acțiunile. Aceștia au avut parte de cel mai ușor proces de obținere al metalului prețios. Această activitate era atât de profitabilă încât în 6 luni de muncă muncitorii își câștigau salariul obținut anterior la locurile de muncă în 6 ani.
acești 48-eri nu aveau nevoie de echipament de specialitate deoarece aurul era concentrat în râurile și pâraiele Californiei. Tot ce aveau de făcut era să strecoare apele statului american. Totuși, acest lucru nu a putut dura până la nesfârșit, iar muncitorii au apelat la tehnici mai complexe pentru extragerea aurului. Anul 1849 a reprezentat apogeul imigrării în California. Cum vestea succesului 48-erilor s-a răspândit repede, americanii nu au stat pe gânduri și au dorit să își revendice comoara națională. Aproximativ 60.000 de americani au pornit pe drumul aurului alături de 30.000 de străini, asiatici, europeni, australieni și așa mai departe, intitulați de data aceasta 49er conform anului de vârf în care și-au desfășurat activitatea. Acest număr mare de imigranți a propulsat economia Californiei, în special a orașului San Francisco. Aici, imigranții și-au întemeiat așezări, iar întreprinzătorii au văzut oportunitatea de a-și clădi afaceri. Astfel, patronii de baruri și magazine specializate în extracția aurului și nu numai, au reușit să facă mult mai mulți bani decât muncitorii veniți cu dorința de îmbogățire. În scurt timp, resursele de aur ce puteau fi exploatate ușor s-au împuținat drastic, astfel a fost nevoie de utilaje avansate pentru extracție. Așadar, începând cu 1850, doar asociațiile își permiteau să cumpere și să utilizeze tehnicile hidraulice de minerit. Dacă pentru primii mineri situația era roz, începând cu 1850, profitul varia de la modest la zero sau putea fi chiar negativ. Reducerea profitului a venit de la sine cu reducerea interesului oferit de mineri care erau nefericiți de banii obținuți în raport cu condițiile de muncă. Încetul cu încetul, acești curajoși căutători de aur au început să se retragă, unii dintre ei întorcându-se de unde au venit, în timp ce alții au populat orașul San Francisco, urmând ca în 1855 goana după aur să se încheie oficial. Un lucru este sigur, goana după aur a propulsat California. Probabil nimeni nu ar fi crezut vreodată că în California se va produce o astfel de mișcare care să transforme total coasta vestică. Imigranții veniți au construit așezări cu biserici, magazine, școli și drumuri. După recunoașterea drept al 31-lea stat american, California a îmbunătățit rețeaua de transporturi și de asemenea a realizat noi corespondențe în cadrul afacerilor. Astfel, fermierii și comercianții din toate colțurile lumii și-au găsit noi parteneri de afaceri prin intermediul acestei mișcări. Cu siguranță, această mișcare curajoasă nu s-a sfârșit bine pentru toată lumea. Condițiile de muncă erau dure, afectând mulți dintre căutători în diverse feluri. Totuși, una dintre problemele cele mai grave din timpul goanei după aur a fost rasismul. Pur și simplu, stilul de viață al amerindienilor nu putea fi combinat cu efectele lăsate de goana după aur. Spre exemplu, aceștia se hrăneau cu ce le oferea natura din zonele în care trăiau, iar zonele respective erau poluate cu praf și resturi de substanțe chimice folosite pentru a separa aurul de alte metale. În momentul în care minerii exploatau o nouă zonă, le încălcau teritoriul și le consumau alimentele. Acest lucru nu a putut duce decât la un conflict între cele două tabere. Amerindienii au încercat să își apere teritoriul atacându-i pe mineri, însă evident că minerii dispuneau de armament avansat cu care aceștia și-au impus victoria. Deși această mișcare a durat doar câțiva ani, impactul economic adus proaspătului stat american a fost incomparabil. În doar 5 ani s-au extras peste 370 de tone de aur, lucru ce a dus la formarea unor baze economice puternice și de asemenea la formarea unor branduri de renume care dăinuie și astăzi. Spre exemplu, poate nu știați că blugii au apărut datorită goanei după aur. Levi Strauss a dorit să confecționeze în cadrul magazinului său de echipamente o pereche de pantaloni rezistenți și practici pentru mineri și astfel a dat naștere blugilor pe care îi știm în ziua de astăzi. Condițiile de călătorie și muncă erau de multe ori inumane și au adus sfârșitul multor muncitori.
Însă pentru cei care au reușit să ducă la bun sfârșit planul făcut de acasă, goana după aur a reprezentat un punct de cotitură important în viețile acestora, asigurându-le o stabilitate economică. Hai că până mâine miese. Nu mai termin eu clipul ăsta de înregistrat. Uf. Nu-mi iese propoziția asta, pur și simplu. Finally. Mai avem ceva?